Pământul ascunde cel mai vestit chihlimbar din lume datorită diversității de culori. 160 de nuanțe au fost găsite până acum, de la galben până la negru-verde, cel mai scump dintre ele. După aurul norocului, cum se mai numește, oamenii locului sapă zilnic. Un gram neprelucrat se vinde cu 8 până la 12 lei, în timp ce o bucată șlefuită își poate tripla valoarea. Și eu și taică-su știu o chestie, când ajunge aproape de chihlimbar, sună altfel. Când dai cu trânacopul. Deci are un sunet aparte, a gol, a ceva. E sunetul care anunță că domnul Cărăbuș ar putea să se îmbogățească. Bărbatul e un cunoscător al munților din zonă și nu ratează nicio zi când are timp să vină să dea cu trânacopul câteva ore. Și azi a venit la răscolit pământul în căutare de chihlimbar. Da, uite, se vede cărbunele acolo. S-ar putea să fie și rășine. Cărbune? Da. Azi un cărbune, ieri o bucată de chihlimbar. Când se aștepta mai puțin, a scos din pământ o bucată de 800 de grame. De forma unui tal de picioare. Este. Se întâmplă să sapi zile întregi fără să găsești nimic? Da. Deci stai că mi-a lucrat foarte mult în mine și îmi spunea că mă iergeau și câte 2 săptămâni. Se poate, vinde... Poate la o colecție. Pe vremea când strămoșii noștri umblau după bogățiile pământului, chihlimbarul era la fel de prețios ca aurul. Cam cât cântărește bucata asta? Cam 300 de grame. Cam 3000 de lei, da. Între 8 lei și 12 lei gram. Acum depinde și de culoare, de nuanța ei. La colți se găsește singura colecție de chihlimbar din țară și printre puținele din lume. Minunile născute în pământ din rășină sunt simbolul locului. Aici s-au găsit numai puțin de 160 de nuanțe de chihlimbar. Începe de la galben, camirea, și se termină la negru opac, chiar și negru verde. Predomină varietățile de roșu, roșu rubiniu, marourile sidefate. Oficial nu se mai organizează niciun fel de exploatare, chiar dacă oamenii locului nu se opresc din săpat. Cele mai mari bucăți de chihlimbar găsite aici au 2, respectiv 3,5 kg și sunt așezate la loc de cinste în muzee.